s-a dezbătut în Parlament și din păcate s-a respins. Am avut un proiect de lege care spunea că tot ce înseamnă aceste mituri despre sănătate nu mai pot fi dezbătute în emisiuni TV, radio și așa mai departe decât în prezența unui medic. Din păcate, proiectul s-a refuzat, da. Cum ne-ar fi ajutat acest proiect? Adevărul că există ceva deja în legislația CNA de care spune lucruri similare. Pentru că în prezent, dacă vezi o emisiune în care se discută sănătate și nu e niciun medic care să spună cât de cât să ducă direcția într-un mod științific, măcar ca și contră, nu doar ca bună ziua, nu e adevărat, poți să raportezi acea emisiune la CNA, să spui, măi, ăștia au greșit și au făcut o emisiune construită pe principii false. Au făcut-o de câteva ori, au fost câteva amenzi date din cauza mea, sau avertizmente. Uneori poți, dar CNA-ul acum fiind în blocaj instituțional, nu mai are mare putere. În esență, ce știu că vrea să obțină era să elimine genul de discuții speculative și care sunt foarte des întâlnite în peisajul media românesc, de hai să ne facem sănătoși după zodie sau cât de sănătos ești în funcție de culoarea ochilor și tot așa. Chestiuni de genul ăsta, o emisiune întreagă lăbărțată, medicina energetică, să ne vindecăm cu șamani și astfel de lucruri care sunt disponibile în media și există am văzut un vânzător de ulei de șarpe, se spune în engleză, snake oil, orice tratament ăsta, pseudotratament, are o emisiune proprie la o televiziune, micuță, e adevărat, dar are o emisiune proprie în care spune, uite, tu mi-ai mai sunat acum, mi-ai spus două lucruri despre tine, suferi de boala asta, ia uleiul meu special, te va vindeca. Tu, dumneata, ce problemă ai? Te dore capul, ia uleiul meu special, te va vindeca. Soluția este mereu aceeași, evident. Și asta încerca să elimine, respectiv, să aducă un fel de echilibru științific în discuția despre sănătate. Deci nu numai acolo e nevoie. Avem încă emisiuni despre horoscop. În fiecare dimineață ni se spune horoscopul. Când se știe de, nu știu, cred că din 1800, că horoscopul are zero influență asupra vieții pe Pământ. Astrologia. Astronomia, dacă am discutat astronomie, putem să discutăm care are o influență asupra vieții pe Pământ. Tot fel de astfel de pseudoștiințe infiltrate în media pot fi cât de cât stopate sau măcar producătorul se gândește, măi, stai așa, ce-mi zice legea? Că toată lumea lucrează cu legea în spate, măcar dacă nu conceptual în cap. Ce-mi spune legea? Poți să-l invit pe ăsta care va spune, care are emisiuni pe YouTube în care zice că îți vindecă cu palmele? Nu poți să-l invit, că e dubios. Hai să aduc un medic lângă el, care să-i spună lui în față, băi, tu ce spui tu, este o prostie și nu există așa ceva și nu are nicio bază științifică. Măcar atât, dacă avem un pro și contra, deși, na, uneori nu e bine nici să faci pro și contra. Mai bine faci pro. Și tot în Parlament avem un proiect al legii vaccinării, care stă de un an și jumătate în Parlament, fără să ajungă la vot final. Cu ce ne-ar ajuta acest proiect în forma în care arată el acum? Da. Legea vaccinării este blocată, mie mi-e greu să spun, pentru că am auzit idei diferite. Parlamentarii puterii spun că este blocată din cauza că nu se hotărăsc asupra formei finale care cum și cum afectează ea părinții. Respectiv să fie obligativitate, să fie doar informare, să ce anume e obligatoriu și ce anume nu e obligatoriu. Opoziția spune că e din cauza că puterea nu se poate decide să creeze structura internă în cadrul statului, în tuturor statului, pentru a monitoriza corect vaccinarea. Adică în lege, de fapt, toată lumea este responsabilă. Toată lumea este responsabilă. Ministerul Sănătății, Departamentele Sănătate Publică, inspectoratele școlare, părinții, comisiile județene, comisiile naționale și tot așa. Toate grupurile au responsabilitatea lor. Și această responsabilitate vine cu, ca în orice situație, dacă nu-ți faci treaba, există sancțiuni administrative, diverse, e schimbat șeful, e schimbat angajatul, cineva pățește ceva dacă nu se întâmplă un lucru.
Și opoziția spune că din cauza asta și pentru că există și niște chestiuni de ordin logistic, respectiv în lege, unul dintre principalele ei beneficii erau legate de distribuția vaccinurilor către medici. În prezent, medicii se duc la DSP cu cutiuța, iau vaccinuri cât le încape în cutiuță, pun o baterie de gheață deasupra și pleacă înapoi la cabinet. În lege era inclusă distribuția către medic direct la cabinet. Adică iese frumos curierul Unifarm sau DSP cu cutia de vaccinuri și o pune în frigiderul medicului. Și toată lumea și acel lanț de frig foarte important pentru vaccinare este păstrat end-to-end, monitorizat și asigurat. Cât anume se automonitorizează medicii când vin la DSP și iau cutia de vaccinuri, câți au termometru potrivit pentru astfel de control, nu știm. Deci în momentul de față știm că până la DSP se urmează lanțul de frig, după care nu mai avem control, de fapt. Sigur, medicii știu ce trebuie să facă, dar dacă își uită pastile de gheață acasă, când se duc o dată pe lună la DSP, nu mai au vaccinul? Sau îl iau și zic, asta e, îl bag în frigider, că ajung repede, ajung într-o oră acasă. Dacă se decăde ăsta motorizat și li se strică atunci, le se arde aparatul, ce se întâmplă atunci? Adică sunt lucruri pe care nu le știm, sunt niște riscuri asupra copilului, în esență, asupra celui care urmează să fie vaccinat. Sigur, riscul este doar că nu va fi eficient vaccinul, dar și asta e un risc. Nu e ca și cum apar reacții deosebite pentru că a fost stricat colținul, ci doar că nu mai este eficient. Deci pierd din eficiență la un moment dat. Și asta era o parte din ce trebuia să fie reparat. Și exista și bucata de responsabilitatea părinților. Respectiv erau responsabili să vin la medic și să discute despre vaccinare și să fie de acord cu vaccinare, în esență. Și dacă nu erau de acord, exista un proces de discuție cu comisiile județene, de discuție cu care să încerce să convingă, uitați de ce e bine, uitați de ce ar trebui să faceți, uitați așa. Și dacă nu veneau la comisii, aici era singura obligativitate, dacă nu veneau la comisii timp de mai multe perioade de timp, deși li se erau chemați regulat, atunci intrau anumite amenzi administrative în lucru. Adică erau amendați că n-au venit la comisie. Practic, îi obligam pe părinți să vină să discute cu experții. Nu e nimic rău în asta. Și da, undeva la finalul acestui proces, dacă nu se agrea un calendar de vaccinare cu părintele astfel încât să se recupereze vaccinarea copilului și asta se mergea până la 3 ani, adică puteai să discuți, să te întinzi cu nevaccinarea copilului lăsându-l expus la boli multă vreme. Poate că asta este o chestiune care n-ar trebui să o permitem, dar era acolo în lege. Dacă nu se agrea un calendar de vaccinare, atunci nu era permis să intre în colectivități. Pentru protecția în primul rând al lui, și apoi pentru protecția celor care sunt în colectiv și chiar nu pot fi vaccinați. Și sunt foarte mulți copii care suferă de diverse boli datorită cărora nu pot fi vaccinați și care depinde protecția celorlalți, celor din jurul lor. Și atunci, dacă acei copii sunt vulnerabili, dacă părintele care nu vrea să vaccineze spune, eu nu vreau să vaccinez, pur și simplu, așa am citit pe internet, și părintele acesta spune, te rog frumos, vaccinează pentru copilul meu, ei se bat cap în cap. Cine are mai multe drepturi? Cine are drept la sănătate dintre acești doi copii? Amândoi. Cine nu respectă dreptul la sănătate al unui copil? Acest părinte. Cine e copilul vulnerabil? Acesta și acesta în același timp. Deci cineva se înșală. Cineva face o greșeală care trebuie îndreptată. Dacă nu se poate cu vorba bună și încetişor, atunci cu consecințe. Consecința trebuie să existe atunci când ai o alegere, da? Trebuie să existe și o consecință. Dacă am de ales între un pahar de suc și un pahar de apă, o să beau paharul de apă, îmi ia cineva paharul cu suc, pentru că am avut doar aceste două alegeri. Dacă iau paharul cu suc, o să fie prea mult zahăr și poate cum afectează. Sunt alegeri și consecințe în ambele cazuri și în unele cazuri consecințele sunt grave. Îmi plac foarte tare oamenii care, în afara jobului și a ceea ce fac ei, își găsesc timp și energie să facă ceva util și în rest. Și mi-a plăcut foarte tare povestea cu eu sunt în pauza de masă și, de fapt, eu lucrez la bancă. Cum ajunge un om care lucrează la bancă, de fapt, și de acolo să... Nu știu dacă contează neapărat de lucrez, adică da, lucrez într-o companie
care compania nu, măcar nu contează, dar eu, e chestiune internă. Eu vreau să cel puțin bucata asta pe unde sunt mai vizibil, vreau să înțeleg că cu toți avem responsabilitate pentru cei din jurul nostru. Și asta e tot. Responsabilitatea înseamnă în cazul vaccinării că trebuie să-i spui prietenului tău, măi, nu e bine să nu vaccinezi, fă și tu, vorbești tu cu un doctor. E suficient. Mai înseamnă atunci când vezi pe cineva că este păcălit, când vezi că ceva este periculos și împrăștiat și mult promovat, să spui, asta e fals. Și uite de ce e fals. Există aici informație pe care o poți să citi, care să fie corectă. Făceam asta acum mulți ani, colegii mei dădeau forward pe mail-uri, cum se întâmplă peste tot, și eu răspundeam, nu, asta e fals. Undeva lanțul se oprea la mine, sper eu, cel puțin acel lanț care ajunsese la mine. Este o chestiune de igienă socială, dacă vrei. Adică dacă ne dăm unii altora numai și numai lucruri care sunt inutile, nu o să primim niciodată lucruri utile din cineva din jur. Dacă ne oprim de la a spune gunoiul ăsta pe care vreți mi-l dai, te rog frumos, pune-l deoparte, nu mi-l dai mie, pentru că eu aici fac selectiv. Îmi iau în punga mea de informații lucrurile intră selectiv. Le selectez doar ceea ce mi este util, doar ceea ce mi este cu adevărat bine informat și bine selectat. Nu vreau gunoiul tău. Gunoiul tău este, dă-l mai departe, aruncă-l. Uite de ce nu-i bine. Uite, ți-o iau de aici, din informația mea, informația corectă pe care o cauți, de fapt. Caută informația, asta e. Și atunci am ajuns doar fiind disponibil, doar având curiozitatea de a mă întreba dacă anumite lucruri pe care le văd în media sau undeva pe internet au bază în spate și de acolo e doar un exercițiu de imaginație, de căutat corect informație, de un efort de a stabili ceea ce este real într-o masă de dezinformare. Nu e atât de dificil, dar e un efort care trebuie făcut continuu.